crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau Nimic. Dublu sau Nimic în deșteptarea. Astăzi, pentru că n-am dat niciun ban, premiul ajunge la 1600 de euro. Eva e cu noi, Eva e din Cluj. Bună dimineața! Bună, Eva! Bună dimineața! Bonjour! Ce faci? Bine. Ce ești așa îndoită? Te-ai gândit un pic dacă faci bine? Am emoții. Ai, mă, nu cred. De ce emoții? Uite, stai de vorbă cu niște prieteni. Da, știu. Răspunzi la niște întrebări simple, că de asta suntem prieteni, nu punem întrebări grele. Și câștigi bani. Rămâne de văzut. Singurică, acasă, cu colegi, la serviciu? Nu, la muncă. Cu cine ești la muncă? Cu colegii. Ce colegi? De muncă. Cine sunt ei, colegii tăi? Descrie-i puțin. În fața ta cine e? Păi nu, că sunt într-o sală. Au plecat. Adică sunt în altă parte, practic ești singură acolo. Oarecum. În fine, parcă stai la poliție, serios. Deci nu ești cu ei, dar nici nu sunt în altă sunt parte. Sunt cu ei în aceeași sală, dar am o boxă, pot să spun, în care lucrez. Am înțeles. A, ești agent de vânzări telefonice. Nu, sunt mafioză. A, să rămână. Pune setul ăla de întrebări ușoare. Da? Nu mai face glume, dar astea costă credă lumea. Da, glume. Da, bravo. Bine, Eva. Păi, practic, tu ești pregătită să ne relaxezi pe noi și să ne alungi emoțiile. Iar tu ai emoții acum, nu știu cum să facem. Da. Auzi, știi ce ar trebui să faci? Să ieși în sală acolo, să oprești activitatea, să strigi odată. Băi, vedeți că sunt la Europa FM, la Dublu sau Nimic? E cu bani. De la 200, mă duc la 1600 de euro. Hai, toată lumea. Auzi, dai pe cineva acum la masaj? Nu, că tocmai am terminat. Am înțeles. Și următoarea, vă rog frumos, am un concurs la radio, repetiți în 10 minute. Bine, Eva, hai lasă emoțiile deoparte. Vorbim de 200 de euro la prima întrebare și poate 1600 la ultima. Ignoră banii și hai să răspundem la întrebări, bine? Da. Bravo. Hai, Eva. Luca, începem? Începem, da? Gata, hai. Da. 200 de euro. Eva, să lași emoțiile deoparte, să te concentrezi, că e ușor, da? Da. Spune-mi, te rog, câte personaje apar în pictura ce înfățișează Cina cea de taină a lui Leonardo da Vinci? Zi. 5. Cina cea de taină. Ultima cină. Fă abstracție că era pictură. La cina cea de taină. Da. Câte persoane au fost? Niciuna. Nu chiar. Nu chiar niciuna. Au fost câteva. Hai mă, lăsați-o în pace pe Eva, care are emoții. Da, eu zic emoții, că emoții. Emoții. Nu poți să ai așa niște emoții, serios, Eva. Nu poți să trăiți mai multă încredere. Cina cea de taină cu apostolii. Câți apostoli erau? Cei patru apostoli? Patru. Trei, Luca și Matei. Da. Da, patru, da, mă, Eva, e vorba de cina cea de taină la care au participat Iisus Hristos și cei 12 apostoli. Așadar, în total, 13 personaje apar în pictura celebră a lui Leonardo da Vinci, expusă mulțumim, la Milano. Eva. Mulțumim, mulțumim pentru participarea la concursul de astăzi. Mâine plecăm de la 300 de euro. Da. Wow. 600, 1200, 2400. Bă, ceva bani. Ce-ți merge, bănuți, 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 bănuți. Deșteptarea. First thing I turn on in the morning to wake me up. Love the morning. La Europa FM.